Bună ziua tuturor, sunt Valeriu Vasilică, reprezint agenția de presă IPN și mulțumesc tuturor celor care au dat curs să participe sau să urmărească în direct o nouă dezbatere din ciclul Dezvoltarea Culturii Politice în dezbateri publice. Precizăm, agenția IPN desfășoară acest ciclu în parteneriat cu Radio Moldova și cu sprijinul Fundației Germane Hans Zedel. Astăzi suntem la cea de-a 72-a ediție, care se intitulează 9 mai, sărbătoarea care unește și care desparte. Nu știu dacă punem semn de întrebare, de exclamare sau punct aici. Oricum, mesajul este fixat și obiectivul pe care îl urmărim în următoarele 90 de minute sper să fie suficient de clar de la început. Salutăm prezența la această dezbatere, participarea a domnului Valerian Bejan, deputat al Partidului Liberal. Bună ziua! A domnului Vitalie Gămurari, purtător de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova. Sper să o putem saluta și pe doamna Elena Bodnarenko, deputată a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, care pe parcursul zilei a confirmat disponibilitatea de a participa. Sperăm să ni se alăture în foarte scurt timp. Și domnul Igor Bosan, care, știți, este expertul permanent al proiectului nostru. Am ales să invităm la această dezbatere reprezentanții celor trei curente politice, dacă vreți, care s-au profilat după decizia Parlamentului adoptată la sfârșitul lunii trecute privind sărbătorirea Zilei Victoriei de 9 mai, în aceeași zi cu sărbătorirea Zilei Europei de 9 mai, în aceeași zi cu Ziua Victoriei, care se sărbătorește de mai mult timp. În formă succintă, formatul nostru ar putea, din punctul meu de vedere, încăpea în următoarea formulă și. Asta sunt cei care reprezintă curentul și Ziua Europei și Ziua Victoriei, sau ar fi a doua poziție, care se împarte la rândul său în alte două curente. Unii sunt pentru Ziua Victoriei doar, fără Ziua Europei, și alții, viceversa, doar ar susține sărbătorirea Zilei Europei și nu și Ziua Victoriei. Am ales iarăși special să discutăm această temă nu înainte, ci imediat după ziua de 9 mai și am avut următoarele considerente. Am urmărit să evităm cât se poate de mult încrâncenările, zic eu, politice, care sunt caracteristice perioadelor de presărbătoare, așa cum sunt caracteristice perioadelor preelectorale și electorale, și să putem avea condiții suficient de pașnice și liniștite pentru a ne clarifica noi, participanții la dezbatere, dar și cei care ne urmăresc. Am mai avut un considerent să amânăm ca și cum această temă pentru astăzi, pentru că și poliția în ajun anticipa anumite ciocniri, anumite provocări și uite că după ce toate manifestațiile au trecut, moldovenii s-au dovedit a fi suficient de înțelepți și de data aceasta, conform poliției solicitată de IPN la începutul zilei, altercații, conflicte între manifestanții de diferite viziuni nu au existat, astfel încât, ziceam, ne creează și nouă condiții să înțelegem mai bine lucrurile din această zonă de interes public și să înțelegem eventual ce ne așteaptă în viitor, eventual din prisma titlului pe care vi-l anunțam. Aceste două sărbători ne vor
dezuniile vor despărți și mai mult decât suntem acum, sau eventual vor contribui la manifestarea unei unități râvnite, jinduite, așteptate, poate pentru a putea construi și noi anumite obiective eventual în forma unei vieți mai bune, mai prospere, mai tolerante, mai împăcate și așa mai departe. Pentru că suntem într-un proiect cu obiective parțial instructive, propun să începem și de data aceasta de la noțiuni. Haideți să fixăm fiecare pentru sine și pentru noi toți ce am sărbătorit, ce sărbătorim pe 9 mai, eventual care sunt formulele oficiale ale sărbătorilor sau cel puțin din punctul de vedere al reprezentanților celor trei categorii. Haideți să vedem care sunt lucrurile care unesc aceste două sărbători și care eventual le despart. Pentru că nu avem privilegiul să oferim doamnei prima cuvântul, haideți să o luăm de la stânga atunci. Domnule Bejan, Partidul Liberal pe care și simpatizanții dumneavoastră pe care îi reprezentați, ce au sărbătorit, ce sărbătoresc pe data de 9 mai ca și valori, ca și obiective? Vă rog pe dumneavoastră. Da, mulțumesc. Vreau să încep cu momentul care ați numit partea stângă. Probabil că era normal să mă așez în dreapta dumneavoastră, da, deoarece suntem un partid de dreapta, un partid cu doctrină liberală și în Parlament locul nostru tot este a deputaților în partea dreaptă, când ne uităm de la tribuna Parlamentului. Doamnele, la dezbaterile noastre au locuri privilegiate. Le ținem, le rezervăm pentru ele. Vă rog. Da. Deci ce sărbătorim sau ce eveniment marcăm, mai bine zis, la 9 mai, noi ca Partid Liberal și susținătorii noștri care din Republica Moldova, vreau să menționez următorul moment. Comuniștii, ei ca de obicei aveau un slogan încă spus de conducătorul lor, marele Lenin, care spunea așa: cine nu-i cu noi este împotriva noastră. Sau în rusă: кто не с нами, тот против нас. Și acest slogan, deci ei l-au îl duc ca un drapel, ca un fanion pe parcursul anilor și continuă să-l ducă și astăzi. Ce vreau să zic la acest moment? Adică această zi au monopolizat-o că e ziua victoriei și nu mai poate fi marcat alt eveniment în această zi. Eu aș face o comparație cu credințele. Deci avem oameni de diferite credințe care e pistil nou, care e pistil vechi, care sunt catolici, care sunt ortodoxi, creștini și așa mai departe, musulmani și așa mai departe, și așa mai departe. Deci avem fiecare își sărbătorește într-o zi anumită sărbătoarea pe care o să o coate el de cuvință că este în acea zi. De exemplu, cineva sărbătorește Paștele, dar cineva sărbătorește cu totul altă sărbătoare în aceeași zi. Sau Sfântul Gheorghe pe stil nou și pe stil vechi cu totul altă sărbătoare. Deci noi nu spunem că toți trebuie să sărbătorească aceeași sărbătoare care o sărbătorim noi. Exact și în acest context vreau să zic că iarăși revenim la faptul că noi suntem liberali și suntem toleranți față de punctul de vedere a fiecărui cetățean. Dacă cineva consideră că el vrea să sărbătorească ziua biruinței, atunci dumnealui trebuie să conștientizeze care biruință, a cui, asupra cui, că de fapt
Dacă ne referim la biruințe, deci a avut loc biruința regimului totalitar comunist asupra altui regim totalitar fascist. Cine a participat în acest război? Deci avem tare multe nuanțe care trebuie clarificate. Nu ne ajung 90 de minute pentru că să le clarificăm toate aceste nuanțe. Dar ziua Europei, iarăși avem, care era o zi care se sărbătorea, fiecare în felul său, cum se cotea de cuvință, dar vedeți cum nu era oficial. Și iată faptul oficializării ca ziua Europei să fie sărbătorită atunci când este ea, pe 9 mai, tare i-a deranjat pe cei care monopolizează această sărbătoare, numind-o ca ziua biruinții. Noi nu suntem împotriva celor care sărbătoresc ziua biruinței, dar noi, când zic noi, mă refer la Partidul Liberal și susținătorii noștri, în această zi comemorăm victimele celui de-al doilea război mondial, indiferent din partea cărui stat sau cărui regim au luptat, pentru că o bună parte din acești luptători care și-au pierdut viața în timpul războiului nu au făcut-o din propria dorință. Mai ales cetățenii dintre Prut și Nistru, care de fapt în acea perioadă s-aflau sub ocupația sovietică și conform dreptului internațional, de fapt, statul ocupant nu are dreptul să se înroleze în rândurile armatei sau să ei folosească ca soldați cetățeni din teritoriile ocupate, ceea ce, de fapt, nu s-a luat în calcul de către fosta Uniune Sovietică și, cu regret, cetățeni dintre Prut și Nistru au fost înrolați în armata sovietică și trimeși ca carne de tun pentru a fi în prima linie. Sigur că noi trebuie să comemorăm aceste victime, cum am zis, indiferent din partea cui, cât cetățeni dintre Prut și Nistru, cât cetățeni de dincolo de Prut, cât cetățeni din alte republici sau foste state și-au pierdut viața într-un război care a fost inițiat, de fapt, la dorința lui Stalin, care nu se sătura de putere și de cât mai mult teritorii, să ocupe, și vedeți că acele, de fapt, ambiții imperiale se păstrează și azi, dar asta e altă temă de discuție. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Gămurari! Din punctul dumneavoastră de vedere, a formațiunii pe care o reprezentați, ce am sărbătorit, în ce formă am sărbătorit, care ar fi semnele distinctive de sărbătorire a zilei de 9 mai 2017? Eu mulțumesc pentru întrebare. Din start vreau să spun că Partidul Democrat a reieșit din necesitatea reconcilierii societății, fiindcă noi vedem foarte clar pe parcursul tuturor anilor de independență Republicii Moldova, societatea este dezbinată, inclusiv cu acea zi de 9 mai. Deci este bine cunoscut că al doilea război mondial în Europa s-a terminat pe 8 mai și pe 8 mai este comemorat sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Noi am rămas cu acea tradiție din perioada sovietică, cu 9 mai, și în principiu o bună parte a societății din cetățenii Republicii Moldova susțin această, să spunem, acceptă această sărbătoare de 9 mai ca ziua victoriei. Pe de altă parte, evident că pentru Republica Moldova este foarte, foarte important tot ce ține de conceptul european, în contextul în care Republica Moldova și-a declarat foarte clar direcția integrării europene, deci e și ziua de 9 mai, deci este ziua Europei, care știm foarte bine la inițiativa lui Robert Schuman. Da, într-adevăr, dacă nu era 8 mai 1945, nu se știe ce ar fi fost pe 9 mai 1950. Totodată trebuie să reșim din practica mai multor state. Uitați-vă că Germania și Franța, care au cel puțin două războaie, dar începând de la războiul franco-prusac 1870-71, după aia primul război mondial și al doilea război mondial, și-au găsit limbă comună ca să comemoreze împreună și să înțeleagă că într-un război, în principiu, nu există un învingător. Eu deseori spuneam în cadrul conferințelor pe care le aveam ca expert al Comitetului Internațional Crucii Roșii și spuneam că pentru mine adevăratul învingător în al doilea război mondial este poporul german, care fiind învins
pe câmpul de luptă, s-a dezbăierat de un regim totalitar, acel nazist, și a trecut pe căile democratice. Uitați-vă că și pentru Germania era foarte greu să revină după al doilea război mondial și nu tot societatea germană a acceptat gestul lui Willy Brandt atunci când în 1960 vine în Varșovia și îngenunchează în fața monumentului victimelor ghetoului de pe teritoriul Poloniei, unde, bun, față de Germania a fost foarte clar, a fost procesul de la Nürnberg, dar această reconciliere presupune inclusiv și o atitudine sau încercare de a revedea în realitate ce a fost în istorie, cu ce s-a confruntat, fiindcă, într-adevăr, pentru cetățenii Republicii Moldova sau cei care locuiau pe teritoriul respectiv, care noi știm foarte bine că bunicii noștri au început războiul în cadrul armatei române, au terminat războiul în cadrul armatei roșii. Soldatul nu-și alege niciodată pentru cine se lupte. Soldatul nu... Deci aici iarăși mă refer deja și ca specialist în domeniul dreptului internațional, special umanitar, și asta este dreptul de război. Nu poate fi divizat sau delimitat, fiindcă nu știa foarte bine pe timpul sovietic și după destrămarea Uniunii Sovietice, când se discuta cine sunt adevărații veterani, cei care au luptat în armata roșie sau cei care au luptat în armata română. Nu există soldat ocupant, există țară ocupantă, există cel care a comis crime de război sau crime contra umanității și, indiferent de rolul pe care îl are, acela trebuie să fie judecat. Iar aceasta presupune o reconciliere națională care, dacă se spun mai, să merg mai departe, este așa numită justiție tranzițională. Noi până în prezent încă nu am încercat să revedem, ca să reconciliem societatea, să încercăm să stabilim ce a fost într-adevăr în al doilea război mondial, care a fost, nu se știe până în prezent, numărul victimelor. Deci dacă, de exemplu, pentru unele state, cum este Germania, este fixat foarte clar numărul victimelor în cel de-al doilea război mondial, în spațiu ex-sovietic, până în prezent, cifrele vehiculează de la 20 de milioane până la 40 de milioane. Deci asta iarăși este o problemă foarte serioasă și noi reșim din faptul că nu există concept doar de acea victorie despre care se vorbește, care și-o oferă unele state din spațiu ex-sovietic, fiindcă nu a luptat, și o spunem, monopolizarea acestei, să spunem așa, sărbători de către un singur stat din componența fostei Uniunii Sovietice, nu este chiar corect, fiindcă știm foarte bine câți belorușii au căzut în al doilea război mondial, câți ucraineni au căzut în al doilea război mondial. Știm foarte bine că există un singur stat care a luptat din prima și până ultima zi în al doilea război mondial, este Imperiul Britanic, sau cel care era Imperiul Britanic, Marea Britanie, care a luptat din 1 septembrie 1939 și până la 2 septembrie 1945. Sunt două state care au fost, din punct de vedere juridic, cum iarăși mă refer, dreptul internațional, două state care au fost agresoare în al doilea război mondial. Este Germania hitleristă, care a confirmat și prin procesul de la Nürnberg, și este URSS, care a fost exclusă din societatea națiunilor după războiul declarat contra Finlandei. Toate aceste lucruri sunt spuse nu pentru aceea ca să minimalizăm rolul fostei Uniunii Sovietice, a fostelor republicii anuale în acest război, din contră. Deci noi vrem să reieșim, să revedem, dar să revedem într-un sens, într-un dialog social, cu participarea întregii societăți, cu participarea opiniilor diverse care sunt partidelor politice, a societății civile, că nu există adevăr, așa cum ultimul timp mai apar noțiunile de adevăr de alternativă sau adevăr fals. Deci un adevăr care trebuie să fie stabilit foarte clar, așa cum a făcut-o după Germania cu Franța după primul război mondial. Am văzut foarte, foarte clar la frontieră, pe cele două maluri ale Rinului sunt numele celor căzuți din armata franceză, partea celor din căzuți din armata germană. Uitați-vă că noi până în prezent comemorarea care presupune sunt și restabilirea cimitirilor, eroilor căzuți, indiferent de partea cui a luptat acel soldat. Și de toate aceste momente ele vin în contextul și a zilei Europei, fiindcă comemorarea, să spunem, fixarea zilei Europei pe 9 mai, în principiu ea vine să confirme acele doleanțe ale Europei de a se reconcilia și de a găsi o limbă comună, fiindcă au fost probleme timp de 10 de ani și un pic cu care s-a confruntat Cehia după ce a aderat la Uniunea Europeană, cu care s-a confruntat Polonia, deci știm foarte bine atunci când a fost semnat tratatul de la Lisabona, poziția care a avut-o Cehia și Polonia, fiindcă au fost 3 milioane de germani care au plecat din, spunem așa, au fost obligați să plece din regiunea Sudet, din Cehia, au fost 9 milioane de germani care au plecat din Polonia și este vorba de restabilirea drepturilor la proprietate și mai multe lucruri. Iată, acestea ar fi fost imposibil în afara zilei de 9 mai, ca ziua Europei. Și atunci spunem că încercăm prin aceste două
două sărbători, dacă putem să le numim sărbători în sens larg al cuvântului, dar 9 mai, sau cum îi spune, 8 mai, ceea ce fac europenii, și 9 mai, care a rămas tradiția ex-sovietică, să comemorăm victimele care au căzut în al doilea război mondial, și 9 mai, ziua Europei, ca să găsim un limbaj, o limbă comună între toate grupurile, diverse opinii care sunt în societate, pentru a merge mai departe și de a ajunge la un numitor comun. Mulțumesc mult, domnule Bosan. Dacă am înțeles corect, actul de declarare a Zilei Europei pe 9 mai a avut și obiectivul de a contribui la concilierea diferitor părți de societate și diferitor puncte de vedere, inclusiv asupra istoriei, inclusiv asupra războiului, inclusiv asupra problemelor geopolitice. Câte șanse există ca acest obiectiv să fie atins, ce trebuie să facem pentru aceasta, cel puțin primul exemplu, prima aniversare, ca să zic așa, nu a dat prea mult loc de optimism, pentru că, spuneam, declarațiile inclusiv sau în special din partea spectrului politic au fost mai mult războinice decât conciliatoare. Exact, dumneavoastră de fapt ați răspuns la întrebarea pe care mi-ați formulat-o, că întotdeauna s-a dorit să se facă conciliere, a ieșit pe de-andoasele. În loc de conciliere, am auzit cu toții publicitatea la radio și televiziune și publicitatea, mă refer, a Partidului Socialiștilor, a celor care insistă că în ziua de 9 mai să fie doar sărbătorită ziua Victoriei, care spuneau că, uite, guvernanții au dorit prin acest demers al lor să ne fure Victoria. Deci rezultatul este exact invers deci scopului anunțat. Și acest lucru este foarte important, noi îl înțelegem. Din punctul meu de vedere, pe viitor nu cred că există temei ca să credem că ziua Victoriei și ziua Europei comemorate în aceeași zi va duce la conciliere. Și există, am să mă refer la acest lucru. Noi înțelegem cu toții că există interesul partidelor politice pentru a utiliza simbolurile ca un fel de ferment social, pentru a duce lumea în mișcare, pentru a-i face pe oameni să se asocieze cu o formațiune sau altul, sau cu blocuri de formațiuni. Și în ziua de 9 mai, deja după adoptarea legii în Parlament, avem acest clivaj și mai adânc, și cred că așa va fi și de acum înainte. Cei care sărbătoresc ziua Victoriei și nu acceptă ziua Europei, e clar că se asociază cu vectorul integraționist euroasiatic și viceversa. Deci asta s-a întâmplat, dar stimați prieteni, noi nu trebuie să ne prefacem că nu înțelegem contextul absolut nou în care am nimerit în acest an. Nu uitați că la 2 mai a fost adoptată hotărârea Curții Constituționale numărul 14, care declară de fapt teritoriul din stânga Nistrului fiind ocupat. Și atunci toate lucrurile la care s-a referit domnul Bejan ne apar într-o lumină nouă. Dacă, și asta este, hotărârile Curții Constituționale au practic statut de lege, și dacă este teritoriu ocupat, noi suntem de fapt impuși, cei care împărtășim o opinie sau altul, să ne întrebăm, păi da, ce s-a întâmplat? Cine a ocupat teritoriul? Această ocupație care este declarată de hotărârea Curții Constituționale s-a întâmplat în ce context? Oare nu în contextul războiului, a conflagrației în perioada dominației ideologiilor și așa mai departe? Iată, acest aspect
trebuie luat în considerație. Dacă Partidul Democrat, care a venit cu inițiativa respectivă de a declara Ziua Europei zi sărbătorită pe 9 mai, a luat în considerație și hotărârea Curții Constituționale din 2 mai, atunci ei trebuie să ne spune foarte clar, doamna, am procedat așa, fiindcă iată avem o hotărâre a Curții Constituționale care are un anumit statut pe care nu-l poate revizui nimeni, doar o altă componență a Curții Constituționale, dacă va fi cazul și timpul. Și iată, dacă privim lucrurile sub aspectul legal, atunci vedem că avem ceva absolut inedit, nou pentru societatea noastră. În rest, eu ca și cetățean, și cred că majoritatea cetățenilor din țara asta, nu văd nicio problemă să fie sărbătorită Ziua Europei și Ziua Victoriei în aceeași zi. Bunicii noștri, aici s-a menționat, corect, au început războiul cu armată și l-au terminat învingători cu altă armată. Așa a fost, așa s-a întâmplat. Deci, dacă vorbim despre Uniunea Sovietică și victoria acesteia, nu trebuie să rupem din contextul aliaților. Uniunea Sovietică a fost aliat cu Statele Unite, cu Britania și cu Franța în acel război, deci nu putem pune, Doamne ferește, la îndoială contribuția care a fost adusă de aliați, inclusiv Uniunea Sovietică, pentru curmarea fascismului în Europa. Și noi înțelegem foarte clar că Federația Rusă actualmente dezvoltă o anumită, pot să-i zic, mitologie, și noi știm foarte bine din discuțiile pe care le avem cu experți, politicieni străini din Federația Rusă, din Occident. Federația Rusă spune, da, Europa este prosperă datorită victoriei, contribuția cea mai mare la care a avut-o Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial. Lucrurile mi se par mai mult sau mai puțin clare. Nu putem despărți aceste două curente, dar răspunzând încă o dată la întrebarea noastră, scopul pe care l-au urmărit democrații nu a fost atins, dimpotrivă s-a obținut un efect absolut invers celui scontat și anunțat. Mulțumesc. Eventual, dacă participanții la dezbatere au nevoie de replici, de comentarii, vă rog să se includă. Haideți la această primă rundă de luări de cuvânt să încerc o primă concluzie, o mini-concluzie, dacă vreți. Pentru ca ideea de 9 mai să devină una conciliatoare și reconciliatoare, poate că ar trebui să schimbăm statutul sărbătorilor care volens noles poartă tentă mai mult politică, fiind desfășurate, organizate, utilizate, dacă vreți, manipulate de către formațiuni de partid cu anumite interese. Vreau să știu dacă sunteți de acord cu această concluzie și eventual poate ne sugerați nouă niște soluții. Eventual, partidele, eu exagerez desigur, partidele se retrag printr-un consens național, se retrag de pe aceste sărbători ca să ofere societății civile dreptul de inițiativă, posibilitatea de a se manifesta și a aduce acea conciliere necesară și pe acest domeniu din țara noastră sfâșiată, zic eu, de mai multe disensiuni și neînțelegeri. Domnul... Eu aș vrea să adaug câte ceva la cele spuse de domnul Boțan, referitor la Transnistria, teritoriul ocupat. De fapt, eu această frază o spuneam de multe ori, încă mulți ani în urmă, la întâlnirea cu alegătorii, stimați alegători, pentru Republica Moldova, al doilea război mondial, de fapt, nu s-a încheiat. Nici până astăzi, atâta timp cât pe teritoriul Republicii noastre se află o armată străină de ocupație ilegal, pentru că armata ar putea să afle o armată străină în baza unui contract, în baza unui tratat,
dar atâta timp cât se află ilegal și o parte din teritoriul a Republicii Moldova este controlat de altcineva datorită faptului că se află acolo această armată de ocupație, deci nu putem spune că s-a terminat al doilea război mondial pentru noi, Republica Moldova. Și iată vine Curtea Constituțională în afirmarea acelor cuvinte pe care eu le spuneam încă mulți ani în urmă. Deci nu poate fi altfel decât anume așa să fie la nivel de lege declarat teritoriul din stânga Nistrului, teritoriul ocupat. Și atunci noi putem discuta la aceste probleme deja din alt punct de vedere. Și nu sărbătoarea din 9 mai dizbină, dar dizbină acțiunile concrete a politicienilor. De exemplu, președintele interimar din 2010, domnul Mihai Ghimpo, a refuzat să participe la parada militară de la Moscova, soldații noștri, cu atât mai mult ca dumnealui fie prezent acolo. Pe când astăzi noi am văzut, mai precis ieri, prezența președintelui Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, unicul președinte din CSI care era prezent la parada de la Moscova. Depunerea de flori la monumentul celor care au ucis în 92, au împușcat rudele noastre. Președintele, iarăși președintele Igor Dodon depune flori la monumentul celor cazaci. Deci iată care momente dizbină societatea, dar nu sărbătoarea care fiecare sau fiecare își, cum am menționat anterior, cineva vrea să sărbătorească, cineva vrea să comemoreze. Asta e la libera alegere a cetățenilor. Iată din punctul meu de vedere, iar ceea ce spunem că Europa nu putea să devii prosperă dacă nu era biruința din 45. Păi bine, de ce nu-i prosperă și Rusia? Pentru că este biruitoare în acest război. Și atunci ar fi ca Rusia să fie și mai prosperă decât Europa. Pe când noi vedem că situația este total invers. Iată asta am vrut să menționez. Mulțumesc mult. Domnul Gavrari, e rândul dumneavoastră. Doar că până atunci aș vrea să vă ofer posibilitate domnului Boțan să se pregătească în calitatea dumisale de expert permanent, care s-a mai întâmplat, rar de tot, dar s-a mai întâmplat să fie un rol mai puțin sau ceva mai ingrat. Nu cred că dezbaterea noastră, discuția noastră din continuare va fi deplină dacă nu ținem cont și de ceea ce ar fi putut și ar fi trebuit să spună reprezentanții curentului exclusiv pro-victorie. Mă rog între timp să vă gândiți care ar fi argumentele din punctul lor de vedere, să vă puneți în situația lor. Domnul Gămurari, vă rog. Referitor la posibilitatea, spunem, sau sărbătorile care sunt, evident că majoritatea din ele care au rămas de pe timpuri, ele sunt cu un iz ideologic. Ar fi fost simplu, de exemplu, de expus foarte concret ce este sub aspect științific, sub aspect unei interpretări, dar aceasta nu poate duce la o reconciliere reală a societății. Uitați-vă un singur exemplu, pentru că aici s-a dus exemplu domnul Ghimpu și atunci când era interimar, când a fost instaurat piatra în fața guvernului. Și eu, la o săptămână după aceea, eram plecat la Moscova la o conferință și reacția care era referitor la ocupație, nu ocupație, și am început, fiind erau toți experți în domeniul meu, dreptul internațional umanitar. Și când am vorbit despre elementele de ocupație, au spus da, într-adevăr, au acceptat că are dreptate la existență și prin prisma efectelor. Doar au spus că de ce n-ați pregătit un pic societatea? De ce lucrurile sunt foarte importante? Fiindcă societatea moldovenească este dizbinată până într-atât că nu se dorește un dialog deseori asupra unor teme care sunt recunoscute tabu. Bun, noi nu am mers până la ceea ce este Federația Rusă, unde pentru încercarea de revizuire a rezultatelor celor de-al doilea război mondial sau unele revizuiri, vroiau să prevadă inclusiv și sancțiuni penale privind codul penal. Noi n-am ajuns până la aceasta, dar iarăși mă refer fiindcă recent am o săptămână, două, de când m-am întors de la Moscova de la o conferință și am văzut toate lucrurile astea. Deci noi, mai este un moment care, timp de 25 de ani, deci a fost această
încercare de a stabili un adevăr, dar un adevăr fiecare din punctul său de vedere, ceea ce nu poate duce la o reconciliere reală, deci așa cum am văzut mai multe state. Apropo, după al doilea război mondial, statele care s-au aflat sub regim de ocupație al Germaniei au mers pe calea adoptării legii privire la lustrații și nu de fiecare dată au fost foarte corecte aceste legi, fiindcă s-a mers iarăși o poziție foarte radicală. Noi vorbeam de fiecare dată, fiindcă mă refer aici la, iarăși mă întorc la justiția tranzițională, fiindcă comemorarea sau o zi de comemorare a victimelor celor de-al doilea război mondial, comemorarea victimelor regimului care a fost regimului comunist, comemorarea victimelor conflictul de pe Nistru din 1992, toate aceste practici există și în alte state și pot fi preluate, fiindcă și monumentul soldatului necunoscut nu este o invenție a fostei Uniunii Sovietice când s-a deschis în 67 la Moscova. Și asta a fost după primul război mondial și a fost și este și în Statele Unite, este și în Franța, este și în Marea Britanie. Deci lucruri care, într-adevăr, au încercat să restabilească acel dialog, fiindcă vecinii nu se aleg. Și atunci, în contextul Republicii Moldova, dacă, într-adevăr, vine o inițiativă din partea societății civile, dar aici iarăși aș fi spus că iată o zi de comemorare, așa cum ar fi, de exemplu, conflictul de pe Nistru din 1992, să fie o zi, dar asta iarăși în contextul dialogului care trebuie să dus de către ambele maluri ale Nistrului, în contextul în care noi recunoaștem în continuare zona din stânga Nistrului ca parte componentă a Republicii Moldova. Fiindcă, dacă ne-am referit aici, a fost despre hotărârea Curții Constituționale, întrebarea care a fost pusă în fața Curții Constituționale a fost interpretarea conceptului de neutralitate. Și Curtea indirect s-a referit inclusiv și la acel drept de ocupație care... Evident că hotărârea nu se discută, ea trebuie să fie executată, dar multe lucruri sunt, fiindcă dacă ne punem conceptul de drept de ocupație în societatea moldovenească, ca societate post-comunistă, este un concept negativ, fiindcă cuvântul ocupant a fost tot timpul un cuvânt foarte rău. Deci aceasta este o normă juridică din punct de vedere dreptul internațional care reglementează foarte clar care este regimul teritoriului aflat sub regim de ocupație. Noi, prin marcarea, prin această îmbinare a celor două sărbători, Ziua Europei și sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe continentul european, deci încercăm, evident că nimeni nu spunea că din prima zi se va reuși. Deci este o încercare de a aduce un dialog pentru viitor, pentru reconcilia societatea și atunci ulterior se va vedea într-adevăr care sunt subiectele. Poate se va ajunge la concluzia că 8 mai este sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Poate se va ajunge la concluzia că acele valori care sunt preluate și bunele practici, tradiții din Europa vor face tot posibil și vor ajuta la modificarea și consolidarea societății moldovenești. Mulțumesc. O completare. Da, vă rog. Referitor la piatra din fața guvernului, nu are nimic comun această piatră nici cu 9 mai ziua Biruinței sau comemorarea victimilor, ci nici cu 9 mai ziua Europei. De fapt, această piatră este locul unde va fi, sperăm, într-un viitor cât mai apropiat, instaurat un monument în memoria celor peste 200.000 de basarabieni deportați în Siberii de gheață, unde s-au găsit sfârșitul. Deci, niciodată este bine cunoscut faptul că cel care își ignorează istoria, trecutul riscă să-l repete. Deci, noi nu trebuie să uităm aceste lucruri niciodată. Iată ceea ce ține de piatră, iar în privința la 8 mai e un lucru bine știut pe tratatul de care a fost din cheiere a pacea sau de capitulare a Germaniei hitleriste, este spus data de 8 mai, de fapt, nu data de 9 mai. 9 mai, pur și simplu, Uniunea Sovietică, mai la est și deja era 9 mai. Asta e. Mulțumesc mult. Domnul Boțan. Da, cu misiunea mea ingrată. Vă rog. Dacă m-aș situa pe pozițiile euroasiaticilor noștri, socialiști, comuniști și alții, eu aș invoca următoarele argumente. În primul rând, sărbătorirea pe 9 mai a Zilei Victoriei este una tradițională. De 72 de ani deja sărbătorim această victorie. Că le place unora, că nu le place, este un fapt și vedem după numărul de oameni care participă la această sărbătoare. Este vorba despre sute de mii de oameni și e un lucru care trebuie luat în considerație. Al doilea lucru foarte important. Da, în epoca ideologiilor a avut loc o încleștare
mișcare între un regim comunist și unul fascist, dar iarăși trebuie să luăm în considerație că la nivel de ideal, deci conceptul comunist chiar este atractiv și frumos pentru oameni, pentru că își trage rădăcinile din Biblie, din capitolul 4 al Faptelor Apostolilor, despre dreptate, despre solidaritate și așa mai departe. E o altă problemă, cum a fost implementat acest ideal, știm asta din arhipelagul Gulag, știm toate atrocitățile prin care au trecut Uniunea Sovietică, dar vedem că idealul socialist, așa cum ca să-l citesc pe Cinghiza Aitmatov la Congresul Popoarelor Uniunii Sovietice, care spune, băi, noi 70 de ani am construit comunismul și am descoperit că în Scandinavia ei l-au construit, de fapt, pe alte... Deci, dacă ne referim la cealaltă ideologie, păi era una rasistă, nici nu vreau să mă dedau acum, să fac eforturi pentru a descrie ce însemna acea ideologie și ce promova. Din acest punct de vedere, eu trebuie să recunosc că înțeleg pe cei care sărbătoresc Ziua Victoriei că ei nu își doresc o confuzie și ei consideră că prin anunțarea, prin hotărârea Parlamentului de a declara ziua de 9 mai, Ziua Europei, de fapt se urmărește introducerea unei confuzii din care nimeni să nu mai înțeleagă, fiecare și pro-europenii și eurasiatici, să zice, da, de fapt suta de mii de oameni care a participat, de fapt împărtășește în egală măsură vectorul european. Noi știm din sondaje că nu e așa. Ziua Europei de când o sărbătorim? Dacă ne uităm la sondaje, noi înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat. De la 75% susținătorii vectorului european a căzut la 40%. Și sunt anumite forțe politice care au fost la guvernare și care poartă răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat cu această transformare. Ne-am asociat cu Uniunea Europeană și ne-am asociat cu Uniunea Europeană într-un context foarte urât legat de furtul miliardului, de corupție și multe, multe alte lucruri și noi știm că foarte mulți dintre cetățenii noștri, în special același lider al socialiștilor, asta le spune cetățenilor. Vedeți, europenii susțin guvernarea pro-europeană pentru că promovează o retorică antirusească. Vedeți, îi interesează nu fericirea poporului Republicii Moldova, îi interesează doar faptul că Republica Moldova, iată, are un comportament antirusesc. Asta spunea domnul Dodon în campania electorală, asta spunea exact din momentul când a fost semnat acordul de asociere. Deci ei au argumentele lor, care pot fi înțelese, iar partea adversă, din punctul meu de vedere, da, dorește prin astfel de subterfugii, e drept, nu încalcă lege, e, cum să zic eu, din punct de vedere politic, e chiar o manifestare de, hai să zic eu așa mai atenuat, e o manifestare de inteligență, dacă pot spune așa, de a amestica aceste două sărbători ca nimeni să nu mai înțeleagă cine pentru ce este. Asta mulțumesc, domnul Boțan. Din punctul meu de vedere, domnul Boțan și-a făcut misiunea la soveste. Argumentele pe care le-ar fi expus simpatizanții ideii pro-victorie în exclusivitate par a fi înțelese suficient de grele și vă rog dumneavoastră din partea stângă să le apreciați sau să le contraziceți. Aș dori să încep anume cu afirmația că anumite pături sau un număr anumit de cetățeni agrează ideologia comunistă. Deci aș solicita ca să întrebăm pe cetățenii Republicii Moldova care au trecut prin foamete, care li s-a luat ultimul bob și au fost nevoiți să ajungă la cazuri de canibalism, cât de tare agrează această ideologie comunistă. Să întrebăm pe cei care au trecut prin gulaguri,
gulagurile sovietice, cât de tare agrează această idee socialistă, să întrebăm pe cei care au stat sub regim de ocupație și pentru o depeșă scrisă anonimă erau trimiși pe 25 de ani la pușcărie, să vedem aceia cât de tare agrează această idee. Eu vreau să zic că și reieșind din această afirmație, și ideologia fascistă o agreau foarte multe, foarte multă populație germană, care când îl vedeau pe Hitler le apăreau lacrimi în ochi, dar erau duși în eroare oamenii, erau manipulați, tot așa cum și manipulați și teoria comunistă. Domnul Boțan a spus de cât timp se sărbătorește ziua Europei și de cât timp ziua Beruinței. Păi da, stimați cetățeni care au trecut prin instituțiile de învățământ, prin tehnicumuri, școli profesionale, institute, chiar și la școli în localitate, cine se ducea de bună voie la paradă, la demonstrație, cine se ducea? Pâncii nu erau sub, dacă lipsai de la această paradă, erai lipsit de stipendii, de bursă, erai lipsit de, erai pedepsit și așa mai departe. Deci erau sărbătoare impuse care, din nevoie sărbătorite, cum zice, în loc oamenii să odihnească în ziua aceea, bine, să sărbătorească fiecare în felul său, cum s-o coate el de cuvință. Nu, trebuiau obligați ca oamenii să vie la această sărbătoare ca să o sărbătorească, care copiii idei nu aveau ce înseamnă acest război, deoarece nouă ni se dădea ceea ce socoteau ei de cuvință. În toate filmele ni se arătau cum soldații sovietici erau mai deștepți și mai pregătiți față de ceilalți și... Deci eram și noi ideologizați în direcția comunistă fără ca să ne dăm seama și eram manipulați. Adică asta ridică semne din întrebări. Chiar și momentul cu care ți-a menționat dumneavoastră, îmi scapă acum deja, nu ne-am notat. Mulțumesc. Da. Dacă pot să... Da, vă rog. Da, eu în mare parte sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, pur și simplu mi-am